Ladies and gentlemen, Mustache presents Mustache Live with Maestro Laurențiu Popa. Nu s-a speriat nimeni. Nu. Da, bună seara. O să facem așa o mică introducere, că eu o să pictez în seara asta peisajul acrilic. Știți bine că eu susțin toate sesiunile video. Toate cursurile sunt gratis pe care le fac și din mărine mie, Mustaș, magazinul de Mustaș din România, ne oferă gama de produse gratis. În sfârșit cineva care ne oferă ceva gratis, cum ofer și eu gratis, ne oferă și dă și ceva gratis. Le-am probat de ceva timp, de vreo săptămână le provez și vreau să spun că sunt foarte bune, extraordinar de bune, chiar mi-am pus niște pigment roșu. M-am trebuit să mă spăl, sunt acrilice, deci chiar au un pigment foarte, foarte puternic. M-am uitat la pensula asta, mustaș, cât de faină este. O să vedem și cu ele, că lucrăm, are o formă foarte faină. Da, deci vizitați magazinul din calea Griviții, numărul 37, sectorul 1, da? Firma Mustaș. Bă, e singurul magazin care ne-a oferit ceva gratis pentru cursurile noastre. De 2 ani fac lucrul ăsta, nimeni nu ne-a oferit nimic gratis. Vă dați seama. E totuși ceva. Iar pe Google, mustaș.ro este magazinul. Bun. Eu o să duc puțin acum camera către pânză, unde vom picta cu aceste culori tablourile. L-avem aici pe Dan Hârciu, probabil că l-ați auzit deja făcând introducerea. Da, el din când în când o să ne mai și veselească cumva starea. Păi, să trecem la treabă. Am să întorc imediat și camera. Telefon, da? Așa, uite, o punem aici. Ca să poată lumea să vadă și modelul. Și gata. Trecem la treabă. Acum, Dani, eu nu știu cât de mult s-ar putea să nu mă văd eu bine, datorită... Stai așa să vedem. Știi, uite că piciorul ăsta de aici... Ia să vedem. Să nu mă deranjez pe mine la pictat. Așa. E bine așa? Așa. Da, uite că deja se strânge gașca de prieten. Okay, bună seara. Aici. Deci nu e... Nu, e perfect, maestru. Bun. Hai să ne punem culorile. Dacă e ca să stau și în picioare mai bine... Bun. Ce avem nevoie? Avem nevoie așa, de galben, da? Eu am să încerc dintre astea mari, să vedem cum funcționează astea mari, pentru că eu le-am folosit pe astea mici. Cele drept până acum le-am folosit pe astea mici. Da? Hai să vedem și pe astea mari, să vedem cum funcționează și astea mari. Da? Eu mi-am pus aici o paletă. E mișto la ele că chiar pâlnia asta, forma asta de pâlnie se... Face un clips și rămân, nu se mai usucă, știi? Da, pigmentul e foarte bun. Am văzut că e foarte, foarte tare. Nu că îi fac reclamă, dar merită și reclamă. Că la omul care îi fac reclamă, că a mi-a trimis până și șorțulețuri, uitați-vă. Da. Trebuie să le facem reclamă, pentru că oamenii ăștia, v-am spus, sunt singurii care ne-au întins o mână de ajutor din toată România. Mustaș a fost singura firmă care... Ne-am întins o mână de ajutor și cu ocazia asta trebuie să și promovăm și noi pe ei ca magazin și vă spun să cumpărăm din magazinele Mustaș în continuare. Acum o să mai pun și puțin alb, o să mai pun puțină umbră arsă, o să punem și un verde sau două feluri de verde chiar, pun și mai multe feluri de albastru, da? Vallejo, nu? Doamna doctor, Vallejo. Vallejo. Se cheamă secretar. Bun, am să pun și puțin negru, cu toate că negru o să folosim spre final puțin, da? Sau probabil chiar și la mestecuri, sigur, da? Ok? Și ne lipsită umbră arsă, da? Ok. Am aici și un vas cu apă. Am și un vas cu apă la îndemână, da? Unde o să încep să spăl pensulele pe cât posibil, dar am și în spate vreo 4-5 asistenți care abia așteaptă să sperie o pensulă. O să mai am și puțin albastru. Am foarte, am întreagă de albastru, cred că am vreo 5-6 feluri de albastru. Așa că mă răsfăț cumva în culori de asta dată.
O să mai pun și unul mai închis, unul mai deschis albastru, pentru că o să le mai și combin cu verde, da? Nu puneți multă culoare, pentru că e un pigment foarte puternic, o să vedeți. Va trebui să puneți puțină culoare, el costă 400, cred că costă 45 de lei, nu? Ăsta mare. Ce culoare? Nu, în general. Cea normală, da? 48. Da, 48 de lei costă, da? Este jumătate de kilogram, de aici ar trebui un pictor care pitează de 2-3 ori pe săptămână să-i ajungă chiar un an de zile cu pigmentul ăsta. Ok. Bun. V-am spus că mă răsfăț acum în culoare și am să mai pun niște un albastru foarte fain. Uite ce mișto e albastru ăsta. Chiar super tare. Da. Dar ne ajută, ne mai dă și zoom. Mulțumesc, da. Bun. Având culorile astea aici, eu zic să ne apucăm încet. Hai să vă arăt și puțin culorile, paleta de culori pe care am pregătit-o aici. Da, am pus puține pentru că v-am spus, pigmentul este foarte puternic și nu trebuie să, în cazul în care ne mai trebuie, mai completăm puțin culoare. Dar nu punem din prima mult pentru că mi se pare cumva să nu fie risipă. Da, maestre, îmi cer scuze, eu sunt discipolul din spatele camerei. Mă gândesc că la acest tablou lipsește un caval, adică mă gândesc eu un cioban undeva în depărtare și dacă nu aveți acolo un caval, m-am gândit să-l aduc eu. Ca un pic să, știți, inspirat probabil de sunetele acestui caval, să pictați dumnezeiește acest peisaj. Mulțumesc, domnul Dan Virgiu. Este elevul din spate. Alegul silitor. Da. Dacă suntem pregătiți și vrem să începem ora, o putem începe. Modelul este acolo. Pe cât posibil o să am și o să aveți și posibilitatea de a-l vedea, pentru că în mare parte acum vom lucra doar cu o singură cameră. De săptămâna care vine vom lucra cu două sau chiar trei camere. Va fi cumva din ce în ce mai bine, zic eu. Avem nevoie de o pensulă. E tot de la mustaș, pentru că v-am spus. Datorită lor putem avea lucruri de calitate. O să emulsăm puțin cu apă, doar cu apă. Emulsăm puțin pânza, da? Închide așa. Da? Îi dăm numai puțină apă, ne ajută să nu se usuce atât de repede pânza, da? Nu îi dăm apă atât de multă încât să curgă culorile. Îi dăm doar o peliculă de apă, da? Ok? În cazul în care credeți că a spus prea multă apă, considerați că e prea multă apă, puteți șterge pe pânză cu o cârpă, dar nu e nicio problemă. Se șterge. Da, dați în toate direcțiile. Ok? Asta oricum va rămâne cumva câteva minute, undeva la între 5 și 10 minute va rămâne stabilă culoarea. După care, evident că va începe să se usuce. E bine dacă ați vrea să distribuiți, dacă vreți să distribuiți, în cazul ăsta pot afla și prietenii voștri, pentru că eu în mod normal trebuie să intru sâmbătă, adică mâine, dar pentru că suntem invitați la Spitalul Marie Curie, Spitalul de Copii, unde se află acolo probleme, copii cu probleme de cancer. Da, de cancer, de la doctor, copii cu bolnavi de cancer. Da. Suntem acolo invitați să pictăm un perete, suntem 5 pictori care mergem. 5 pictori din echipa mea, din marea familie, evident. Și mergem acolo să pictăm, să facem un act caritabil. Vrem cumva să schimbăm fața... Nu, o să schimbăm saloanele. Vom picta în saloanele copiilor, personaje din desene animate, lucruri de genul ăsta. Să-i mai schimbăm puțin din... Să-i scoatem puțin din starea lor de boală. De fapt, în toată Europa există astfel de spitale unde spitalul de copii sunt pictați efectiv pereții. Și noi vom merge acolo, inclusiv și Dan Helciuc și încă vreo 4 picturi și vom picta toată ziua. De asta spun pentru că începând de la ora 8 până la ora 8 seara vom sta acolo și vom picta și nu aș vrea să credeți că nu aș vrea să vă fac și sesiunea video, doar că sâmbătă nu e posibil. Bun. O să începem cumva de undeva, să avem și un raport din care să ne putem și orienta, da? Și eu o să încep cu linia asta de aici, da? Ea nu duce până aici, dar eu o și trag până la
capetele pânzei, numai pentru ca eu să am un raport de... ca și idee. Bun. Păi o să începem cumva să ne orientăm cam cum ar veni acest râu. În primul rând, trebuie să recunosc că am căutat un model relativ ușor pe care voi să-l puteți fita. Nu am căutat un model greu pentru că ar trebui să avem și o finalitate în aceeași zi. Adică în această ședință, da? Bun. Și acum o să încercăm puțin să ne orientăm așa, da? Eu am aici o pensulă și mai mare. Am să încerc cumva să pun un albastru și puțin alb, da? Da. Culorile sunt fantastice. V-am spus că eu am lucrat cu ele pentru săptămână. Tot le probez să fiu sigur de calitatea lor. Sunt absolut minunate pentru că am impresia de cele mai multe ori când pictez cu astfel de culori că ar fi culori în ulei, nici de cum în apă. Atât de frumos se întind și au o putere de pigment extraordinară. Eu personal, vă spun sincer, nu am știut de astfel de culori de la mustaș. Nu am știut de calitatea lor atât de bună. Nu am știut că pot să aibă asemenea culori de bună. Bun. După ce am făcut prima idee, mai ducem puțin în partea asta, eu o să pun un albastru puțin deschis, am mai apoi să vin cu, și cu niște reflexe de alb, apoi o să mai vin cu un albastru mai închis, mai deschis tot timpul. Dar asta este culoarea de suport, da? Ok. Bun. Acum, vom încerca cumva puțin să ne orientăm, să vedem cam pe unde ar veni primii copaci din planul depărtat. Aia va mai veni în planul depărtat, se mai văd niște copaci, dar aia vom face spre finalul lucrării, da? Și o să începem de undeva de aici, tot cu aceeași pensulă, nu am să vă schimb. Am să iau puțin albastru, puțin verde, puțin galben, alb, da? Și am să încep cumva să trasez cumva, să schițez cumva o idee pe unde va veni cumva copacul din planul secund, da? Aici avem copacul de aici, da? O să ne ducem cumva până aici, eu am făcut până acolo, da? O să pun tot așa o culoare, nu contează, trebuie să pun doar o culoare pe care să mă pot eu plia după aia pe viitor, să țin cu o de culoare de aici și apoi o să pun culori cât mai închise, cât mai deschise, exact ca și aici. Dar în prima fază vom lucra doar pe culori deschise, da? Nu facem așa, facem pentru, ridicăm puțin cu pensula în sus, da? Deci pensule bune nu a lăsat niciun fir de păr. Eram obișnuit din pensule cu care lucram să-mi lese mereu cât un fir de păr și să-l scot. Da. V-am spus, mustaș este singurul magazin care ne-a oferit în sfârșit și nouă ceva gratis după 2 ani de prezentare online a cursurilor pe care le fac. Și atunci hai să te gândești cum să nu merite oamenii ăștia să pomenim de ei. Bun. Următoarea etapă ar trebui, în mod normal, să ne gândim așa. Avem copacul, da? Și avem puțin un con de umbră sub partea arborilor, sub partea copacilor. Și vom pune puțin albastru, foarte puțin negru, atât de puțin negru ne trebuie. Și mai mult alb, da? Pentru că nu o să punem o culoare direct închisă la culoare spre negru, o să facem un albastru, da? Ulterior, treptat, albastru ăsta se va transforma într-un verde închis. Da? Le facem treptat, am spus, da? Da, eu vă spun sincer că rămân stupefiat de fiecare dată mă lucrez cu culorile astea cât de bune sunt. Uite, acum am pus puțină umbra asta, doar foarte puțină umbra asta am pus și ăsta este copacul de aici. Nu o să facem latura asta de aici, în marginile copacului, pentru că trebuie să terminăm copacii din planul 2. Dar nici pe asta nu terminăm, pentru că va trebui să terminăm copacii de aici. Și atunci, facem doar puțin așa, da? Aplicăm primul strat de culoare, da? Ați văzut, am pus culoarea verdele de bază a copacului, aici punem puțină umbră, la fel o să repetăm și în partea asta de aici, da? Același lucru cum facem.
albastru, alb, puțin verde. Așa. Eu zic distribuit, să vadă și colegii voștri, prietenii voștri, da? Pe grupuri, dacă distribuiți, ca să nu mai existe probleme, mai uitați-vă să nu cumva să fie distribuit alții înainte, ca să nu mai creeze probleme administratorilor de grup și pe bună dreptate să nu se supere pe noi. Că, până la urmă, fiecare își face un grup pentru propriile interese și nu vrem să deranjăm. Bun. Deci ăștia sunt copaci. Avem doi copaci, cumva, într-un alt plan, mai apropiat decât copaci de aici. Da? Am spus, nu le facem marginile copacilor, pentru că va trebui să păstrăm ideea copacilor din îndepărtare, da? Și atunci marginea copacilor nu o facem. Rămâne doar la statutul de roșă în prima fază, așa cum se vede, e destul de bine, da? Așa, uite, să mai iau puțin albastru și am să încerc puțin să mai închid zona asta de aici. Acolo este suficient de bine închis. Ok. Acum, avem aici puțină iarbă, da? Și apoi avem niște bolovani din piatră, da? Noi, în mod normal, ar trebui să gândim așa. Ori facem piatra în prima dată, ori putem face iarba. Eu, acum, pentru că am deja culori pe pensul de astea și vreau să mă folosesc de ele, de culoarea care deja o am, să pun puțin verde, puțin albastru, mai mult alb, dar nu am să fac un verde deschis exact cum e acolo, pentru că vreau să le fac treptat, să am niște treceri treptate. Și avem până aici. Ideal ar fi să nu interpretați identic lucrarea, pentru ca și voi să aveți posibilitatea de a crea și voi, să vă puteți și voi manifesta cumva artistic, da? Plecăm cu o idee de acolo și ulterior, în timp, o putem modifica fiecare cum dorim, da? Bun. Punem culoarea în felul în care eliberăm culoarea de pe pensulă și apoi încet, treptat, treptat, o să facem așa ca și cum ar crește frunzele sau iarba în sus, da? Da. Bun. Într-o mică pauză, Dan o să ne cânte cu bună voința lui, evident, dacă vrea să ne cânte, că nu e obligat, numai dacă vrea. Uite, mai... El acum în spate pictează, dar nu va ce pictează, pentru că dacă va așa arăta, el pregătește o expoziție. Și n-aș vrea cumva, știu, el îmi spune mi-ar să-i arăt, dar eu nu vreau să arăt ce pictează, tocmai pentru ca surpriza să fie maximă pentru fanii lui. Da? Deci, Dani, eu zic părerea mea. Ar fi bine să nu divulgi ce pitezi acum în seara asta. Tu stai acolo și lucrează, nu divulga nimic. E mai bine când... Da, spune. Bine, maestru! Dimensiunea 30x40, am spus. Tot timpul am spus. 30x40, 40x50, nu contează. O dimensiune standard, nu lucrăm pe dimensiune... o dimensiune musai, uite, de exemplu, aia este 30-40 și asta e tot 30-40 și costă cât? 18 sau 18 cât costă? Da, nu sunt foarte ieftine, dar... 30x50, 16x70, 40x40, 14x90. Ce 14x90? Lei. Păi de ce nu spui lei? Păi spune, dar spune cum, că nu am înțeles nicio. Bun. Aici, în îndepărtare, avem puțin verde, da? Ăsta de aici, verdele ăsta de aici, o să facem puțin galben. Wow! Numai puțin cât am atins galbenul, numai cât l-am atins, efectiv, cu pensul. La fel și la tine, Dani? Aproape la fel, maestru. Nu la fel ca la dumneavoastră, dar... Ți-am spuneți când pot să însuflețesc acest tablou unde curge o apă, exact ca o apă care cristalină, vorba cântecului, dacă vreți să însuflețesc peisajul cu un pic de sunet ancestral venit dintr-un caval românesc. Poți să faci treaba asta dacă vrei și... Mai încolo că nu o pauză după ce explicați mai bine discipolilor. Da. Bun. Ok. Înțeleg atunci. Acum vom trece la partea cu pietre, da? Ați văzut? Încercăm puțin să prindem din fiecare câte puțin, da? Tocmai știți de ce facem așa? Una este că avem nevoie cumva să se și usuce ceea ce facem în prima fază la eboșă și apoi după aia trebuie să ne și
creierul nu trebuie să se concentreze doar pe lucrul ăsta, după aia pe ăsta și pe ăsta. O luăm în ansamblu, da? Deci lucrarea trebuie să fie făcută în ansamblu, nu vă concentrați pe un singur lucru. Și acum o să ne concentrăm puțin pe... V-am zis, suntem aici mulți oameni în spate și fiecare încearcă să-și mențină poziția, dar numai că panchetul scârție și... Da. Maestre, ne întreabă cineva, îmi cer scuze că vă deranjez, dacă poate o prietenă de-a noastră din grup să vină să ne viziteze la spital mâine. Sigur că da. Cu mare plăcere vă așteptăm. Cine vrea să vină, poate veni să ne dea și o mână de ajutor, pentru că noi acolo asta facem. Facem voluntariat. Voluntariatul înseamnă... Venim și facem fără bani, venim. Vreau să spun că iarăși Mustaș aici a organizat o treabă minunată, a trimis și materiale pentru acest spital. Deci pereții vor fi pitați cu materialele asigurate de firma Mustaș, de magazinul Mustaș. Deci vă dați seama, oamenii ăștia, câte fac pentru noi, pentru marea familie, să ne putem și noi, până la urmă, desfășura activitatea. Pentru că, vedeți că lucrurile astea, cumva, se așează de la sine. Nu trebuie noi să forțăm nimic. Ele vin de la sine pentru fiecare... La rândul lor, cum s-ar spune. Acum am venit cu puțină culoare închisă și încerc cumva doar să marchez partea de umbră. V-am spus, ideal ar fi să nu vorbiți exact, să faceți copie fidelă a unui peisaj, pentru că n-a mai fi creația noastră directă. Dar ca și interpretare, da, putem să... Cum merge la relatul de treaba? Maestre, poți să iau un pic de verde, acrilic, numărul 7? Da, numărul 7, mai jos, da. Mai jos. Așa. Acrilic, numărul 16, bun? Păi la tine acolo merge și... Ok. Ia pe ăla, întoarș. Asta la ce preț e, la numărul 16? Ei, da. Nu, și da, nu cred că contează. Contează, cred. Bun! Acum ați văzut cumva că eu am încercat din zemuri mai mult. Știu că zemuri se folosește doar în acrilic, dar pot să mă și noi cumva la... Uite, maestre. Da. Trebuie, folosești, dar da? Și eu. Este foarte... E la 21 de lei. Sigur, da. Este absolut... Perfect. Pomană. Perfect. Eu folosesc acrilicile și pe bază de acuarel, pentru că sunt atât de puternic de pigment, e atât de puternic pigmentul, încât lucrează ca și... Poți să folosești și așa și așa. Și v-am zis, e foarte mișto că poți să folosești ca și, nu știu, din multe ori am avut impresia că pictez în ulei, nu în acrilic. Albul, cel puțin albul ăsta, este absolut minunat. Nu am văzut în viața mea un alb cu atâta. Așa o putere de acoperire, aproape senzațională. Bun. Acum, pentru că pensula o am udare deja de culoarea aia de acolo, de verde de la spălăcit, numai cât iau albul, da? Și o să încerc să creez puțin... din ceea ce se vede a fiind o piatră, da? Un bolovan mai mare din piatră. V-am spus, ideal ar fi să putem fiecare dintre noi să ne aducem o parte din creativitatea noastră prin ceea ce pictăm, da? Nu încercăm să facem o copie super fidelă ceea ce e acolo, că nu e interesul nostru ăsta. Dar cât de cât trebuie să avem o plecare de undeva, da? Să ne orientăm și să avem o plecare, da? Bun. Eu acum am să încerc cumva să pun culoare, dar să nu vă închipuiți că piatra aia trebuie să fie într-o formă exactă și că dacă nu este exactă acolo, nu mai este piatra de acolo. Nu. Nu trebuie să ne îndepărtăm nici prea mult de idee, că după aia nu o să mai iasă ceea ce ar trebui să fie iarăși. Da, cât de cât. Așa. Acum eu o să încerc cumva să îmi curăț pensula în același timp. Curăț pensula. Știu foarte clar că trebuie curățată pensula, trebuie băgată în apă și curățată. Dar nu o bag acolo, în apă, ci uite, o să curăț așa, pe aici. Da? O să-mi eliberez pigmentul pe pânză, da? Și sau aici, maestre. Sau aici, de ce nu, Dane? Nu cum treci murdar tot timpul pe mine de borsă. Uite, vezi? Da, nu-i aduce o formă. Ia-o și folosesc-o la tine acolo. Și acum poți. Da. Da, super tare. Bun. Aici mai avem niște pietre în depărtare, le vom face și pe alea, treptat. Mai avem aici un bolovan. Ăla e foarte tare. Trebuie văzut bine lucrul de acolo, da? Pentru că avem nevoie. Ați zis că am lăsat puțin câteva minute, lucrez în zemlă. Adică în stratul foarte subțiri, pentru că pigmentul este foarte puternic. Eu am pus de câteva picături de culoare acolo și iată rezultatul doar cu câteva picături de culoare, da? Deci sunt foarte, foarte bune. Bun. Gata. O să mai pun puțin albastru. Uite, Dani schimbi imediat, abia așteaptă. Văd că tu ai și lăsat pensul la Dani jos, asta înseamnă că te pregătești pentru ceva? Maestre, mă gândeam la... Da, fiți atent.
Ia să auzim la ce se mai gândește, dar eu voi continua, în schimb, să fac același lucru. Pietrele de aici, o să ne mai fac puțin și pe aici, orientativ. Când merge cu mână-n-mână da, acest instrument, ăsta e un peisaj mioritic, cumva, de la poalele munților din Moldova, da? Undeva. Ceahlău, poate fi și Ceahlău, da? Sigur, da? Mă gândesc și eu, așa și uite, rău, frumos, un cuce de acolo, dar se mai trebuie ceva acolo să meargă, știi? Ia, arată un nou ce ne lipsește din peisaj. Puțin în față să vadă. Da. Cum se cheamă asta? Caval. Ce e val, cavalul trece, maestre. Deci nu e cavalul, cavalul trece, noi nu trecem. Da. Acum avem aici puțină umbră, ați văzut, cred că eu n-am știut că Dan știe să cânte la astfel de instrumente, probabil că, na, cine și închipuia, dar Dan văd că știe la multe instrumente să cânte. Maestre, de la sufletist este un singur pas până la un suflător. Da. Ați auzit? Mare, domnule, mare caracter, ce să mai... Cum zicea Caragiale, nu? Da. Bun, eu acum să mai încerc puțin să mai accentuez puțin umbrele, pentru că apoi să-mi scoat foarte tare luminele, da? Nu pot scoate lumine decât dacă cumva aduc un contrast cu umbre, da? Și eu am să fac lucrul ăsta acum. O să aduc puțin umbră, semn negru, puțin albastru. O să vedeți că o cameră o să fie pe paletă, de săptămâna care vine o cameră o să fie pe paletă, una o să fie pe model și una pe cea care pictez. Ele o să fie cumva schimbate între timp, când o să spun culoarea, o să fie comutată camera pe culoare, când o să spun model, o să fie comutată camera pe model și când o să spun lucrare, o să fie comutată camera pe lucrare. Asta înseamnă că voi lucra cu trei camere simultan. Un lucru bun, zic eu. Uite, acum spăl pentru prima dată pensula. Ok? Și ne apucăm acum încet, încet, să lucrăm la apă, pentru că deja s-a uscat. E bun, da? Și acum așteptăm partea asta de aici să treacă, da? Bun, ce avem nevoie? Avem nevoie de albastru, puțin albastru. Nu punem direct alb, vom pune puțin albastru și alb pentru ca să obțin o pastă. Aș vrea să obțin o pastă mai groasă, un volum de culoare, da? Și aveți grijă când dați cu pensula să obțineți în același timp și valurile, nu, undele de apă care se scurg, da? E vorba de un râu, da? Nu e complicat. Deloc, lucrul ăsta e foarte ușor de realizat, trebuie doar să fiți atenți, nu cumva să dați cumva decât orizontal, toate pensurile trebuie să fie orizontale, nu dăm deloc vertical, sau cel puțin aproape deloc. Bun, ne ducem în sus, o să mai pun puțin alb, pentru că am pus chiar foarte puțin, iar tot tabloul în mare parte are mult culoare albă. Mai a puțin alb. Albul ăsta este un alb formidabil. Deci este super tare albul ăsta. Ok. Am pus mai mult. Sper să-l folosesc, că dacă nu-l folosesc pe tot, îmi pare rău că l-am pus. Și e păcat să risipești astfel de culoare. Ok. Dacă ați distribuit și credeți că e de ajuns de mult cât ați distribuit, e ok. Așa. Ok. Aici încă nu s-a uscat, mai așteptăm puțin. Se usuce. După aia vom mai face puțină iarbă. Imediat. Ok.
aici primim frumos așa, pe aici pe rândul piatra asta și ne vom duce tot așa, da? Voi folosi puțin verde, sau nu verde, că voi folosi puțin galben și ținând cont de ce am aici, să încercăm puțin să facem niște unde ale apei, foarte, o apă foarte scăzută care se translucidează în straturile de nisip. Așa, să ia și puțin umbra arsă, galben, alb, și o să facem aici, da? Eu modelul în original o să vi-l postez pe Facebook, da? Pentru că aveți să aveți modelul original și să țineți cont de modelul original după care am dictat eu. Dar voi puteți să adăugați, v-am spus, bine ar fi să adăugați și de la voi câte ceva, să nu fie chiar o copie fidelă, da? Sau cum spunea Caragia Ledan, o copie fidea. 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 Fideluță. De la fideluță. Dar să observa, maestre, că noi românii suntem înnebuniți după diminutive. Da, nu știu, noi nu mâncăm ciorbă, noi mâncăm ciorbiță, nu mâncăm văcuță, nu mâncăm vasă, nu mâncăm văcuță, da, știu. Și spaniolii sunt la fel, da. Și spaniolii sunt la fel? Da. O aruncă tot așa, nu? Poco poquito. Ijito. Cum? Ijito. Ijito. Și, da, mă rog. Trebuie să spun că spaniolul nu mi-a plăcut la țară. Noi nu mâncăm tocană, mâncăm tocăniță. Bun, vom face puțin verde și apoi trecem la tocănița lui Dan. Acum trecem la iarba noastră, da? Verde. Am pus a doua mână. Vedeți că am schimbat cumva tonalitatea. Nu mai este tonalitatea care a fost. Pentru că dacă aș pune aceeași tonalitate de două ori, nu ar mai fi niciun... Nu s-ar mai întâmpla nimic. Deci trebuie să lucrăm pe tonalități diferite după uscare, da? Pe cât posibil, să se vadă cumva și trecerile astea, pentru că dacă aș fi folosit aceeași tonalitate, era chiar egal cu zero, da? Bun. Și facem așa frumos, ridicăm în sus. Da? Mai nu puțin apă. Am spus, nu trebuie să fie o copie fidelă de acolo, da? O putem și noi interpreta cumva în felul acesta. Mai punem și puțin aici, după aceea o să mai aducem pietrele pe aici, cele pietre care se văd în îndepărtare. Okay. Mai putem pune și pe aici puțină iarbă, sigur că da. Pe unde mai crește iarbă pe aici. Schimba asta de aici, mai avea puțin, se mai pun puțin alb. Se schimbă puțin tonalitatea, să nu pare chiar totul la fel. Da? Aici o să mai punem puțin verde, mai punem puțin alb și o să mai facem iar o translucidivitate să se înțeleagă pe iapa. Apă mică și că se... A, și mai am și pe aici așa puțin. Domnul Dan s-a mai gândit acum să ne facă cutare și la chitară. Are gânduri cu asta. Ia o mică pauză, maestre, că nu mai ies culorile de mâini. Haide, ok. Ia să vedem culorile de mâini. Ia să vedem. Salutare, prieteni. Mă o mică pauză. M-am spălat pe mine. Nu, dar și eu vreau mică pauză. Vrei să iau mică pauză? Da, sincer. Uite că m-a inspirat cu tabloul tău, maestre. Ne-am întâlnit o piesă din Basarabia. Mai iubit ca un copil, mai lăsat ca un slăin.
pare, îmi dictează maestru soare. Da, 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 da. Am mai făcut un nor, am mai făcut un nor. Treci un nou oraș pe sus. Uitați-vă. N-au venit și nouă orașii. Așa, stai așa, vorbim cum era. Hai să trecem acum. Mulțumim, Dan. Mă întorc la tablou, da? Mai stai. Da. Ce? E acum la tablou, te mai poți întorci dacă mai vrei tu. Seara. Bună seara, prieten. Bună seara. Bună seara. Asta că s-a mișcat de la vibrația pe care e exercitat-o, Dan, asupra pânzei noastre. Bun, hai să trecem acum puțin la nori, da? O să pun tot așa o peliculă de culoare, puțin albastru și puțin alb. Așa, o să vin în jos. E foarte simplu de făcut zona aia. Și o să trebuiască doar... Uitați, vedeți? Acum pot veni chiar și în interior. Da? Și aduc așa. Da? Am zis că am pus prea mult alb, dar folosesc mai mult alb pentru că vreau să folosesc pe tot și chiar să folosesc mai multă pastă. Așa. Asta vedeți? Okay. Acum. Să facem o culoare frumoasă, un verde și puțin albastru. Și o să facem partea de vârful de arbor care se văd în îndepărtare, da? Să înseamnă că trebuie să am culoare suficientă, să nu se termine, pentru că trebuie să fac dintr-un capăt în altul aceeași culoare, da? Mi-aș dori să fie aceeași culoare. Bun, o să încerc așa. Ok. Să se înțeleagă că ar fi vorba de niște brazi arbor în îndepărtare. Ori braz, ori arbor. Hai să facem braz, că-s cu vârfurile ascuțite, da? Și mine și nimeni mai ușor dacă aș putea să fac niște braz decât niște arbor cu coroană. Uite aici s-a scurs o picătură de culoare, aștept-o. Acum începem de aici să ne concentrăm către partea dinspre fața tabloului. Și o luăm treptat, câte puțin. Așa, uite cum o și pe aici. Ok, ce liniște, Dani? Sunt cufundat în pictura noastră. Con
ochii noi când o să faceți luna maestră, chisonata lui. Bun. Trecem acum la pictură și continuăm cumva cu pietrele astea din planul depărtat, dar nu chiar nu depărtat. O să mai facem și pe aici câteva. Modelul nu e deloc greu, să nu vă închipuiți că e un model greu. E un model chiar foarte ușor de realizat. O să vă pun modelul în original pe pagină, pe pagina pe grup. Da? O să-l luați de acolo, copiați-l și încercați să vă uitați cu ce ați văzut aici și v-am explicat, să-l și pictați. Da? Aduceți cumva din ce v-am învățat aici. Da? Bun. Pietrele, dacă vedeți bine, nu trebuie să fie identice, să nu încercați să le faceți identice, doar poziția lor de acolo ne-ar interesa. Pentru mine, unul e ok unde se află acum în momentul de față. Voi mai face și aici una, da? Mai poate dacă aș mai vrea să mai scot pe aici, încă una, probabil că pe aici am să mai fac chiar și ceva, da? Câteva pietre, da? Facem cu partea deschisă și apoi o să trecem cu partea mai închisă a pietrelor, da? Ok. O să mai luăm puțin alb și vom mai pune puțin alb. Ok, acolo, gata. Da, și ne bucurăm că sunteți alături de noi. Uite, maestru, m-am ridicat un pic de la Chevalet. Uite, Ela Mihaela zice super atmosferă. Carmen... Ce fain și relaxant. Minunat, ce simplu pare totul, da. Ne dăm și noi străduința să fie pentru publicul nostru ceva frumos, ceva de... Adică lucruri pe care nu le vedem la televizor în fiecare zi, nu? Da, corect. Minerale cu televizorul. Și eu chiar aș zice, aș îndrăzni maestre să spun că ceea ce ține de artă vedem la televizor probabil o dată pe an sau de Revelion. De Revelion, da. Da. După aia s-a cam terminat. Exact. Apar show-urile cu buzele umflate, cu alea, da? Bun, mai concentrăm puțin umbra. Uite, acum o să mai pun puțin negru. Mă feresc de negru ăsta că e foarte puternic, la fel m-am spus ca și alb, ca de a fi toate culorile, dar trebuie ar fi să pun numai așa puțin, uite cât de mult ți-ar duce. E foarte puternic. O să mai pun și pe puțin așa. Acum voi accentua puțin umbrele, încă puțin. Trebuie să văd și pe pantere pe aici. Nu o să reușesc să consum toate culorile. O să vă arăt, ați văzut când am început video cu câte culori ce am pus acolo și să vedeți că rămân o grămadă de culori. Asta pentru că calitatea pigmentului este foarte bună. Și atunci... se vede și rezultatul bun. Bun, acum, hai să încercăm puțin să vedem pe unde am avea puțină umbră, da? Uite, de exemplu, pe aici am avea puțină umbră. Și atunci o să iau puțin negru, puțin albastru, mai multă apă și uite așa să încerc să fac în jur de data asta verticală. O, uite așa. Vedeți? Umbra e altceva decât apa care vine, da? Undele apei, da? Și o să iau așa încerc, câte puțin, pentru că nu e ulei, e acrilic. Va trebui să avem trecerile graduale, câte puțin, da? Așa. Acum, cum mai putem căuta umbră? Mai putem pune și pe aici puțin umbră, da? După care o să aducem o reflexie de alb. O să vă arăt imediat. Ok? O
Acum o să pun puțin alb pe aici. Da. Așa, uite cât de simple, vezi? Ce frumos se pictează în acrilic. Și tu, Dare, te-ai îndrăgostit de acrilic, nu? Sunt de nebunii maestri. Hai, vezi ce înseamnă să fii și nebun? Mai mult bun. Mai bun, bun, aia e, vezi, cu limba română. Nebun sunt cei care nu vin la cursurile dumneavoastră, maestre. Nebun. Nebuni, adică nu sunt buni. A, adică nu sunt buni. De acolo exact. Și vine nebun, nu? Adică nu-i bun. Exact. Okay, aici mai avem puțin umbră, da? Mi-ați făcut o poftă de pescuit, maestre. Păi unde să mergem la pește acum? Păi uite aici, avem aici râu, lac. Aproape. E lac sau e râu? A, nu, ăsta e mini-și lac, mini-și râu, că bat, e râu, da. Că dacă vine de munte, da, e râu. Maestre, da. Mă și văd undeva pe aici, în tufișul ăsta acolo, cu o undiță la păstrăv, că sigur are păstrăvie răul. Ăsta e plin de păstrăv, dar nu se vede exact. Un sac păstrăv, e pe aici unul după altul, păi de-aia ce facem? Deja simt și mirosul păstrăvului. Am crezut că unii e foame, ori am vrea să mă plâneați. Da, Maria. Hai trebuie să spunem și ceva, nu? Am pictat niște portrete cu culorile astea, chiar mai și portrete la acrilic cu astea de la... Ceea ce facem că așa vorbim prea mult și... Bun. Mai am aici un copăcel, uite aici. Unul aici, unul aici, da? Da. Maestre, vreau să vă anunț că deja am prins peștele. A, ia mai gata, faci reclamă la cum se... Ia o pauză, maestre! Am prins peștele la conservă, da. Foarte spiritual. Domnul Daniel Ciu. Deci așa sunt copacii din... Da? Avem acolo aici și după aceea o să facem și pe cei de acolo. Aproape că e uscat, dar pentru că a pus pasta mai groasă, se lipește. Nu s-a uscat foarte tare. Și atunci mai așteptăm puțin, luăm puțin apă, zeamă, da? Și uite așa, împinde frumos, câte puțin, câte puțin, cu vârful pensulei. Vedeți? Și da, mi-a rămas fără apă. Da. Păi, peștele cere apă, maestre. Da. Așa este. Aici mai aduc eu puțin o culoare deschisă, să fie ca și cum ar intra rază de lumină printre ramurile copacilor. Dar aici trebuie să fii foarte atent când faci lucrurile astea, adică nu e deloc ușor, dar nu e nici greu. Vorba cântecului. Funcție de... Da, vorba cântecului. Nu e greu, dar nici ușor. Nu puteți să rămân undeva, dar nu mai vreau să zic. Holograf mai este. Da. Nu e ușor, nu e nici greu. E, parcă ar fi Bitman aici. Aia mă gândeam. Aici trebuie să facem așa o piegă ușoară. Amestecăm culoarea din fundal cu culoarea care o avem deja pusă ca și bază. Vedeți cum se face? Da? Și vin niște trece foarte frumoase. Mai putem pune la zonă și puțin alb mai mult, da? Da? Îl mai șterg, le mai scumpăm, le scumpăm puțin, da? Să nu poară nici prea mult, dar nici prea puțin. Oricum, aici va veni cu un alb direct, partea de sus. E prea mult pe aici, parcă. Deci partea de sus o să facem un alb. Toate că am pus prima dată atăzut în albastru puțin deschis, da? Să vin acum cu un alb, ca să rămână cumva brazeia de care spuneam eu în depărtare, da? Aici.
Acum aici va veni un loc, deci aici va fi o ceață jos pe partea asta. Și acum o să facem așa, cu puțin albastru, și facem o peliculă, așa, și o să începem de undeva de aici, da? Așa. Da, uite, maestru, m-am ridicat un pic pentru că ne trimit prietenii noștri mesaje. Simodospi, e minunat ceea ce faceți, mulțumim. O simbioză extraordinară, zice Irina, între pictură și muzică. Mă bucur să văd o nouă abordare a orelor de masterclass. Interesant, interactiv, captivant. Felicitări! Mulțumim! Suntem un maestru și un discipol și încercăm să împletim artele pentru voi. Stai puțin, stai puțin. Eu sunt discipol. Tu ești maestru în muzică. Da, așa un pic. El a zice să ne mai cântați o melodie, eu să mai cânt. Deocamdată ne concentrăm pe pictură. Eu o să iau și o pauză imediat și o să mai cânt, sigur, da? Mm-hmm. Nu vrem să finalizăm așa, adică fără să fie lumea mulțumită. Încercăm să mulțumim pe toată lumea, pe cât posibil. Bine, scopul nostru este clar. Scopul de a vă destăinui din taierele picturii, dar ca să și ne mai dezmulțim puțin starea asta, că am văzut că o parte dintre voi ieșiți din live când cântă Dan. Nu cert pe nimeni, dar încercăm să facem un divertisment cumva și nu trebuie să fim atât de nu suntem la școală, să ne concentrăm doar pe ceea ce facem, da? Dar nu mai cât, fi... eu pictez, mai stai. Da. Încercăm să facem tot ce facem pentru voi. În cazul în care credeți că nu e bine ceea ce facem, nu mai facem. Da? Domnul Dan a plecat, s-a supărat. Doar din zemuri acum, îl echilibrez doar din zemuri pe... Nu ține pasul. Cum? Nu ține pasul, nu reușim. A, nu reușiți nici dumneavoastră. A, nici da, n-a reușit nici... A, acolo scrie pe Facebook așa sau ce? Da. A. Păi eu am mers cât se poate de încet, adică am mers explicit, adică nu a fost... Nu mi-am umflat cu mușchi aici să încep să pictez rapid. A, am luat așa, încetășor. Mă rog, acum încetășor, s-ar putea să fie viteză, dar mă rog. Dar nici dumneavoastră, doamna doctor, n-ați mai ținut pasul. Ați gândit și dumneavoastră. Dan, văd că a părăsit gândurile. Bun, mai avem acolo un copac, da? Îl vedeți undeva în stânga. Asta de aici, o să facem și pe urmă imediat. Nu știu dacă voi ați observat, voi am lucrat doar cu aceste trei pensule, atât. Da? Nu am lucrat cu pensule mici. Ceea ce vă recomand și vouă, să nu lucrați cu pensule mici la astfel de lucruri. Încercați să folosiți pensula teșită, da? Și veți putea obține cu ea o grămadă de efecte, fiind teșită, puteți folosi doar vârful pensulei, ca și cum ați lucra cu o pensulă subțire, da? Mică, da? Puteți să vă obișnuiți încet, treptat, și să vă folosiți doar vârful, da? Vârful pensulei teșite, da? Ok. Acum, eu am să mai vin cu puțin alb, da? Treptat, am spus că mai punem câte puțin, da? Iarăși, acum să mai creăm acele reflexe, da? De apă, undele apă, da? De râu care se scurge, care curge din munți, da? Așa. Câte puțin, da? Să nu aveți impresia că contează timpul în care l-ați realizat. Poate fi făcut și în 4-5 zile. Nu trebuie făcut acum într-o oră. Iar eu ce am făcut aici este doar o eboșă a tabloului propriu-zis. Voi trebuie să duceți mult mai mult de atât. Ce fac eu acum e pentru că vreau să înțelegeți unele lucruri, doar atât. Dar voi puteți să duceți mult mai mult de atât, și asta îmi și doresc, să duceți mai mult decât îl duc eu acum, în 4-5 zile, până la următoarea oră, să putem să concretizăm tabloul, da? Să-l ducem undeva într-un stadiu mai avansat decât ceea ce am făcut eu aici, da? Deci, ideal ar fi să lucrăm zilnic, cel puțin măcar o dată sau de două ori pe zi, chiar dacă o parte dintre noi mergem la muncă, e atât treabă. Da? Măcar de două ori pe zi, dimineața puțin și dacă mai avem puțin timp,
timp și voință și seara, da? Ideal ar fi să lucrăm dimineața. Eu cel mai bine mă simt până în prânz, până în ore 12-1, lucrez cel mai bine în cazul în care reușim să ne și trezim dimineața. Da? Dacă ne reușim să ne atingem obiectivul, e perfect. Așa. Deci cam aici am făcut un timp de aproape o oră, de 40 ceva de minute, 50 de minute, pentru că și vorbit, am mai cântat și Dan. Și vreau să ne mai cânte Dan. Cine se duce după Dan să ne aducă pe Dan? Nu te duci tu pe mine, să aduci pe Dan? Vă duceți dumneavoastră? Am să mai pun puțin alb. Îmi place foarte tare albul și... Uite că a venit artistul nostru, celebrul Dan Urciu. Mai este să la jumătatea tabloului meu. Aia e la jumătate punctul rău, dar jumătate de jumătate ești. Exact. Dacă ar fi să mă, să mă întreb pe mine, ești la jumătate sub jumătate? Sub jumătate, din jumătate. Aia e jumătate, da. Da. Jumătate. Mai... Bun. Dan ne va cânta acum puțin între timp, pentru că eu mi-am terminat cu ora de pictură. Eu o să mai continui puțin să pictez timp de 10 minute, în schimb Dan ne va cânta. Pe mai este gata, Stemian? S-a încheiat totul și mai pictăm așa puțin pentru divertisment mai... Nu ținem pasul, zicea de armonica. Deci trebuie... Bine, nu contează pasul să-l țineți cu mine în mod deosebit acum. Aveți treabă pentru acasă timp de o săptămână să realizați treaba asta.
lucrări de aviz, nu le vindeți, încercați să nu le vindeți, că știu că o parte dintre voi chiar pot realiza lucrări foarte bune, pentru că cei care vin la tabăra de pictură din, de la secu, din vară, din iulie, să facem o expoziție de grup, mi-aș dori, cu lucrările pictate în cadrul proiectului, da? Deci mi-ar dori ca aceste lucrări pe care le faceți voi să le putem prezenta în grup, numai puțin, da. Să le putem prezenta într-o expoziție de grup, tocmai ca voi să vă și cunoașteți în același timp și să aveți și ceva în comun, da? Dacă aceste lucrări nu, nu le veți avea, nu o să avem nimic în comun de explicat, de, înțelegeți? Deci la secu când ne vom întâlni, cu astfel de lucrări pe care le-am pictat în cadrul proiectului, o să putem să și ne cunoaștem, să discutăm în jurul subiectului ceva. Am nevoie de lucrări. Deci nu, încercați să nu le vindeți. Da? Scriere pentru... Deci, încă o dată, haideți că văd că s-au de chicote și șurte pe aici. Încă o dată, deci, avem așa. Mustaș este singura, este singurul magazin de când pictez eu, de 2 ani de zile, în care eu fac niște live-uri gratis pentru voi. De la mine totul a fost gratis. Iată că acești oameni minunați de la magazinul mustaș.ro. Mai am și pe calea Griviții numărul 37. Eu i-am rugat să-mi trimite astfel de reclamă, să-i pot și eu cumva promova, pentru că și ei ne ajută pe noi. Am spus de ce să nu-i ajut și eu pe ei. Și iată că Mustaș ne-a oferit o întreagă gamă de materiale, plus o grămadă de pensule și probabil, cu siguranță, ne va susține și pe viitor în tot demersul nostru cu pictorii din România, unde v-am spus, o să avem și o tabără de picturi la secu și cu siguranță vor fi și acolo cu magazin, cu stand, cu tot ce trebuie să nu ne lipsească nimic în perioada respectivă, timp de 7 zile, de duminică până duminică. Da. Deci avem niște produse, ați văzut cât am pictat eu la tablou, așa am pictat și cu paste groase, culorile au rămas încă, le avem aici, deci au rămas o grămadă de culori. Ia uitați, câtă culoare a rămas, de exemplu, ia uite, umbra, s-am pus doar o picătură, o mai am, albastru, o grămadă, albastru închis, albastru de deschis. Deci o grămadă de culori mi-au rămas pentru că are pigmentul foarte puternic. V-am spus, am impresia că, bravo, te mulțumesc, Dan, am impresia că pictez în ulei. Atât de bun pigment, sincer, nu că îi laud, dar așa un pigment bun nu am văzut de când pictez eu. Deci eu le probez de o săptămână de când mi l-au trimis și vreau să spun că sunt extraordinare culorile astea. Ai impresia că pictez în ulei. Și dacă asigur și o peliculă de apă, cum am făcut eu pe pânză, atunci chiar poți să execuți niște lucruri extraordinare cu produsele de la Mustaș. Bun. Apoi cu astea spus, să încercăm și noi să ne limităm într-o oră, pentru că avem și noi familie și copii acasă care ne așteaptă. Eu zic că ați reținut câteva aspecte importante din ceea ce trebuie să știți. Pânzele la ei sunt la fel niște prețuri foarte, foarte mici, aproape, eu am sunat imediat și i-am spus, zic, le dați aproape gratis pe pânzele astea, nu înțeleg cine le produce, cât poate să-și mai pună și el acolo ca să fie treaba bine. Eu o să continu să pictez acest tablou, pentru că o să-l fac frumos și chiar o să-l și licitez. Iar banii strânși o să-i donez către o cauză nobilă la Spitalul Marie Curie. Cine este interesat de lucrare, o să pun și ramă și banii o să fie donați pentru un copil de acolo, pentru un sprijin. De fapt, o să fie pentru copil, o să fie pentru ceea ce trebuie acolo direct. Îi trebuie două forfece, îi trebuie o pensă, îi trebuie ceva, o să cumpărăm din banii ăștia. Dăm direct și cumpărăm. Noi ducem direct pe bani acolo, îi cumpărăm produsele care trebuie. Bun, domnul Dan, în sfârșit. Așa, pe final mai este că am terminat și eu tablou. Sper că să mergem acasă. A fost o lecție foarte bună. Hai să stau și cu mine. Uite, mai este o dedicație pentru prietenii noștri. Uite, vezi, acum, Dan, se vede cât de tare a pintat, că arată palmele. S-a spălat, s-a bărberit. Exact. Adică nu am muncit. Uite cum arată omul muncitor. Așa e, tata. Vezi?
Data viitoare o să vin direct mă și de acasă. Nu! Uite, pentru tine și pentru prietenii noștri. Ce bine că ești, ce bine are că sunt două cântece diferite, lovindu-se, amestecându-se. Ce nu s-a văzut niciodată, una foarte jos, întoarsă spre pământ, una foarte sus, aproape luptă, în figura ta, neasemănată luptă, a minunii că ești a glorii de sânt, oferit și în sus, și speșem până de se până când. Mult mai înalt sau mult mai curând, n-ai mai cred că trebuie să văd. Mult mai înalt sau mult mai curând, de-a pe cine te ești. Și ce bine, mai tare, mai tare, mai tare. Deci, înțelegi? Intensitatea, exact ca și în culoare. Cât de mult dați între primări. Da. Și cât de curat ești. Dar nu cât mai bine. Să mai spun ceva. Nu. Ce colorat ești, ce bine că ești, ce mirare că sunt, ce bine că ești, ce mirare că sunt, yeah. Da, bun, da, ne-am făcut și noi de cap cumva. Păi nu, aici am muncit azi, maestru. Am muncit, dar stai bine. Nu, dar spune și, spune și unde am muncit, unde am fost noi astăzi. Păi unde am fost noi astăzi? La spital am fost, maestru. Și ce am făcut noi astăzi? Păi eu care sunt spitalul de urgență, cum să nu știu că am fost la spital? Da, spune, unde mergem deci, mâine noi? Noi mergem mâine la spitalul Marie Curie. Și ce facem acolo? Deci, bă, și maestru. Așa, ce mergem să facem bucurii copiilor. Pictând, o să dictez și eu normal, maestru. Prima dată pictăm. Prima dată pictăm și dacă... Eu zic că eu lucrurile serioase. Și după aceea facem la cele neserioase, adică muzica, e o chitară pe acolo, rătăcită. Da, poate cântăm ceva, știi? Nu poate. Da, zici? Da, sau cât am mai zis. Da, bun, cine vrea să ne dea o mână de ajutor. Și da. Și vrea să vină să pliteze gândul de pe la Marie Curie. Deci, mâine dimineață de la ora 8 până la ora 8 seara. Pictăm saloanele. Suntem acolo să pictăm saloanele pentru copii. Deci nu vorbim prostii. Nu. Și vom cânta nu mai plouă, dar nu sunt de foarte mult. Și vom cânta și pe coridor, pentru copii și pentru... Și pentru cei care... Pentru cei care vor fi pe coridor. Da, pentru cei care... Întrecere. Îi vă așteptăm. Sunt al Marie Curie. Să ne dați o mână. Pentru cei care sunt cu mai familie. Exact. Și vă mulțumim că ați stat alături de noi și ați participat și la această oră de pictură.
pictorul drag. Și pictoraș. Ce era, ce pictorașul drag. Hai, hai, mă, hai, la multe rele mă dai. Păi la inimă este un țifru. La inimă este un țifru. Ce-ți erau și omul mândru? Ce-ți erau și omul mândru? Hai, hai, mă, hai, la multe culori mă dai. Hai, hai, mă, hai, păi la multe. Mai stăm un pic mai aștept și după aia trebuie să ne pregătim pentru ziua de mâine. Da, minge afară. Minge, cum ajungem noi la 8 acolo, maestră, la Spitalul Marii Curie? Nu știu, acolo trebuie să fim la ora. Trebuie să fim la ora 8, maestră. Gata, trebuie să închidem. Trebuie să plecăm dimineața, aia e tot bine. Da, facem o melodie de încheiere. La revedere, ne vedem data viitoare la o super sesiune de pictură. Încă o dată îi așteptăm la Marie Curie. Da, 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 și ne vedem. Vino cu ce mai este. Da, dacă voi să vină la Marie Curie sau cei care sunt din București și vor să vină pe strada noastră. Da, pe strada pictorilor. Mâine dimineață mergem să facem o bucurie copiilor de la Marie Curie. Începem cu ora 8. Atât. Oamenii nu au înțeles de ce este vorba. Păstrând aceleași proporții, muzică și pictură. Veselie. Și veselie. Să fiți iubiți. Da, mergi la acolo, exact, ca să mergem și vesel. Exact. Dar când exact. Nu vesel, îți dai seama copiii de lor. Deci, acolo ne și simt copiii de lor. Păi, dar o să fim vesel, dar trebuie să dormim, ca să fim vesel. Gata! Să fiți iubiți, să fiți colorați, să fiți luminați, să aveți un vesel. S-a luat imaginea! Până data viitoare, la revedere! A zis da. Noapte bună!